Bine v-am regăsit. Avem un nou membru în atelierul meu. Este vorba despre o mașină de găurit și înșurubat de la Makita. Este modelul DHP 44RFE. Este o mașină de găurit și înșurubat care vine într-o valiză de transport din plastic cu doi acumulatori pe tehnologie litiu-ion de 3 amperi. Aici avem trecut LXT. Asta înseamnă că acumulatorii sunt compatibili cu alte scule, de obicei acelea pe care le găsim la vânzare cu denumirea de Solo. Deci putem folosi acumulatorii ăștia și la alte scule care sunt compatibile cu același tip de acumulatori. Este o mașină brushless, adică fără perii colectoare sau cărbuni, cum îi știți mulți dintre voi. Și mă bucur acest lucru pentru că asta înseamnă că mașina are mai multă putere, nemai având acei cărbuni care să frece pe rotor și producătorul spune că un acumulator pe o mașină brushless are până la 50% mai multă autonomie, așadar pot să lucrez mult mai mult cu un acumulator încărcat față de una care are motorul cu perii. Plus de asta înseamnă și o durată mai mare de viață a mașinii și mai avem trecut XPT. Asta înseamnă că mașina este construită în așa fel încât să fie cât mai bine protejată împotriva prafului și a apei, deci se poate lucra și în condiții de ploaie, fără probleme și fără să stăm cu frica că ar putea afecta mașina. Pe cealaltă parte a cutiei avem cam aceleași informații trecute. Haideți să desfacem și ambalajul, să vedem cum arată în valiză, cum arată produsul. Nu mai e nevoie de cutter. Așa cum puteți vedea, este o valiză din plastic cu sigla Makita reliefată, o valiză destul de solidă. Spuneam eu prin alte clipuri că mie îmi plac valizele pe care le face Makita, sunt bine construite, rezistente, dintr-un plastic foarte bun și pe spate nu mai avem nimic. Haideți să desfac și valiza. Are castil de încuietoare, două balamale de acest tip, care mie îmi plac foarte mult pentru că merg foarte bine și sunt și foarte eficiente. Așadar, haideți să vedem ce avem în această valiză, un manual de instrucțiuni. Avem aici un fel de pliant, așa. Așa cum vă spuneam, ne arată cam cu ce alte scule putem folosi acești acumulatori care sunt compatibili. Deci, vedeți, sunt o grămadă de modele de scule de toate categoriile cu care putem să folosim acești acumulatori. Îmi place ideea asta pentru că pot să cumpăr, de exemplu, am cumpărat această mașină cu doi acumulatori și pot de acum încolo să cumpăr orice altă sculă care să se potrivească cu acest gen de acumulatori și o să mă coste mult mai ieftin pentru că nu mai am nevoie să cumpăr alți acumulatori și altă stație de încărcare. În valiză se prezintă exact așa. Aici avem un acumulator litiu-ion de 18V cu 3A. Aici avem o protecție din plastic. Cam așa arată acumulatorii. Sunt făcuți în Vietnam, după cum scrie acolo pe etichetă. Deci vă spuneam că sunt de 3 amperi. Aici au niște fante pe unde se ventilează, deci stația de încărcare încarcă la putere foarte mare și atunci are nevoie să răcească acumulatorul înainte de a-l încărca. Pe aici, prin fantele astea, va băga aer în acumulator și în felul ăsta
acumulatorii pot fi gata de încărcare. Îmi place foarte mult că au acest buton aici prin care putem verifica nivelul de încărcare al bateriei. Se apasă. Asta, după cum se vede, este descărcat complet. Nu are absolut niciun pic de energie. O să vedem cel din mașină dacă are un pic de curent. Ok. Avem stația de încărcare. Deci este modelul DC18RC. Și cum vă spuneam, pe aici stația își va trage aer. Și pe aici o să bage în acumulator. Mai are aici o mică protecție care culisează în momentul în care băgăm acumulatorul la încărcat. Îmi plac stațiile astea mai mari, spre deosebire de celelalte, de exemplu asta de la Bosch. Bine, asta e și concepută pentru acumulatorul mai mic de 12 A, dar în general îmi plac stațiile de încărcare un pic mai late, mai mari. Haideți să ne uităm așa rapid și pe câteva indicații care sunt trecute aici. Deci avem, aici se va aprinde un LED roșu și un LED verde și unul portocaliu. Și în funcție de cum se va comporta LED-ul, deci avem aici un fel de legendă. De exemplu, dacă este roșu intermitent, ar putea fi acumulatorul defect. Când este roșu static, se încarcă. Verde, tot la fel, ne arată când este încărcat, când aici ne arată un semn acumulator cu melodie. E posibil să scoată și ceva melodii. Atunci când o să introduc acumulatorul, o să văd. Și iar la fel aici, LED-ul portocaliu. Dacă avem culoarea portocalie, e posibil să fie ori stația defectă, ori ventilatorul să nu mai funcționeze. Stația poate încărca acumulatori atât litiu-ion, cât și nichel-metal hibrid, între 7,2 și 18 V. Am văzut că modelul ăsta e cam standard pe la genul ăsta de anfiletante. Haideți să vedem și piesa principală din această valiză. Ca atare, aceasta este mașina. Deci, așa cum ați văzut pe valiză, este o mașină de găurit și înșurubat, brushless, deci fără cărbuni. Mai avem aici trecut LXT, ce vă spuneam despre protecția la praf și ploaie. Este o mașină care cântărește 1,6 kg. Are 3 funcții: găurire cu percuție, da, deci putem să folosim mașina pentru găurit în perete, în BCA, în cărămidă, chiar și în beton, dacă nu este foarte dur. Are funcția de înșurubat, de unde vom regla de la al doilea inel cuplul. Are 21 de trepte de cuplu cu două viteze. Avem aici un selector pentru cele două viteze, 1 și 2. La treapta 1 poate dezvolta un cuplu de 30 de Nm, iar la treapta a doua până la 54 de Nm. Și mai avem încă o treaptă aici, pe primul inel, pentru găurire. Poate găuri în oțel cu burghie până la un diametru de 13 mm. În lemn poate găuri până la 38 de mm, iar în zid poate găuri cu burghie cu un diametru de până la 13 mm. Haideți să ne uităm un pic pe etichetă să vedem ce informații putem găsi. Deci, așa cum vă spuneam și eu, găurește în beton 13 mm, în oțel moale 13 mm, de lemn nu mai scrie. Este o mașină produsă în 2016 și este făcută în China, DHP 404, așa cum vă spuneam mai devreme. Alte date tehnice referitor la găurirea cu percuție: găurește la treapta 1 cu 7500 de bătăi pe minut, iar la treapta a doua cu până la 30.000 de bătăi pe minut. La
găurit, dezvoltă până la 500 de rotații pe minut în treapta întâi, iar la treapta a doua 2000 de rotații pe minut. Mai avem funcția stânga-dreapta, care poate fi selectată fie de pe partea stângă, fie de pe partea dreaptă, și ca aspect general al mașinii, mie îmi place foarte mult modul cum este construită. Știți că de obicei eu cam strâm din nas la Makita, nu prea îmi plac finisajele pe care le fac ei, însă această mașină pare construită destul de bine, chiar îmi place foarte mult. Vedeți că avem aici un mâner îmbrăcat în cauciuc, da? Deci avem un grip foarte bun. Îmi place foarte mult că cele trei degete de aici stau foarte confortabil, iar degetul arătător stă foarte comod pe întrerupător. Pot să o cuprind mult mai bine mâna. Și un alt lucru pe care l-am constatat așa la prima vedere, îmi place foarte mult modul cum este echilibrată. Are avantajul că acumulatorul, care este destul de greu și el, servește ca o cumpănă. Și lucrurile astea se simt în special când ajungem să înfiletăm șurubul până la capăt. Ați văzut că mai opune acolo o mică rezistență la final și de multe ori îți creează un șoc în mână. Iar contragreutatea asta este foarte utilă, mai ales dacă ai de înșurubat mii de holșuruburi într-o zi, contează foarte mult. Așa cum vedeți, are o clemă de agățat la centura de scule, o chestie care îmi place foarte mult. Se poate monta fie în partea asta stângă, fie în partea dreaptă, dar de obicei cine este dreptat și o va monta întotdeauna în partea stângă a mașinii. Îmi place faptul că este și oarecum destul de scurtă. Mai era un model la această mașină fără acest inel, practic nu avea funcția de găurire în beton, dar am preferat-o pe asta pentru că am zis că sunt situații în care am nevoie doar să bag un diblu într-un perete și atunci aș vrea să am toate funcțiile la îndemână, deci pot să lucrez cu asta fără să mai apelez la mașina de găurit cu percuție. Dar una peste alta este destul de compactă, adică nu este foarte lungă. Ia să vedem așa, ca o curiozitate, pentru că nu am găsit date în carte. Deci cu vârful mandrinei cu tot, 20 de centimetri are. Deci nu este o mașină foarte lungă și mie îmi place lucrul ăsta pentru că contează foarte mult la lucru. Cu cât este mai compactă, cu atât este mai lejeră de utilizat. Îmi place și această marcă, cum este reliefată aici din plastic. Deci nu avem o etichetă care se poate dezlipi în timp sau ceva. Aici partea asta este metalică și chiar îmi place foarte mult lucrul ăsta. Și din câte îmi dau seama, cu aceste forme s-ar putea să pot adapta și un mâner suplimentar pentru mașină, atunci când o folosesc la găuriri cu diametre mai mari, pentru o stabilitate mai bună, dar să văd ce o să găsesc pe la magazinele de piese. Mandrina este din plastic și are o deschidere între 1,5 mm și 13 mm, deci o plajă, să zic așa, destul de mare. Nu prea am la ce folosi burghie de 1,5, dar e bine că poate să-l cuprindă și pe cel de 1,5. Aici dedesubt are un LED pentru iluminare. Nu sunt foarte încântat de zona unde este amplasat acest LED. Eu le prefer pe cele care au LED-ul amplasat aici, cum am de exemplu la asta mică de la Hitachi, pentru că în felul ăsta lumina îmi bate exact în vârful bitului sau în capătul șurubului și este un sistem de iluminare mult mai bun. Dar în schimb acesta este destul de puternic și e bine că l-are și acolo, deși v-am spus era mult mai eficient dacă ar fi fost aici. Acumulatorul ăsta pare să fie încărcat, da? Deci se poate observa,
exact ce vă spuneam mai devreme, apăs pe buton și se văd cele patru LED-uri roșii aprinse, deci asta este încărcat la capacitate maximă. Iese foarte ușor, asta îmi place, la fel intră destul de ușor și al lucru care îmi place este că este foarte stabil aici, nu are niciun fel de joc, foarte bine închegat, iese ușor, intră ușor. Îmi place acest mecanism și pentru chestia asta nu pot decât să felicit Makita. Aș vrea să îi testez ca de fiecare dată centricitatea mandrinei și pentru asta o să iau de aici un spiral, unul mai subțirel, ca să ne facem o părere mult mai bună despre cât este de centrată mandrina. Sper să fie foarte bine centrată. Îmi place și felul cum se strânge mandrina, cum se blochează. Chiar dacă este din plastic, are aici un inel protector din metal și mie unul îmi inspiră destul de încredere. De altfel, îmi plac și aceste două inele. Sunt foarte, foarte stabile. Îmi plac și felul cum selectează și îmi place că nu au joc, nu au joc, sunt fixe și foarte eficiente. Singurul lucru care nu-mi place este acest selector de trepte, merge destul de greu, dar poate o să-și mai dea drumul cu timpul. Bun, haideți să vedem un pic mandrina cât este de centrată. Așadar, o mandrină foarte bine centrată, ați văzut, am probat și cu un spiral mai gros și cu unul mai subțire, foarte, foarte bine centrată, chiar nu am ce să reproșez din punctul ăsta de vedere. Bun, haideți să o supunem și la niște teste, să vedem ce capacități are și pe urmă o să mai revin cu 2-3 concluzii despre această mașină.